Florin Câțu a anunțat că bugetul nu include o nouă creștere a alocațiilor. Guvernul ar putea da o ordonanță de urgență pentru a se asigura că nu va mai exista o altă creștere. Și asta pentru că ar putea duce la efecte negative asupra bugetului. Câțu a vorbit și despre tăierea sporurilor bugetarilor. Eu, colegii mei din coaliție au fost acolo când am aprobat cu toții guvernul, bugetul pentru anul acesta. Am discutat despre o singură creștere anul acesta a alocațiilor, la începutul anului, care va fi dinamica în perioada următoare. Pot să fac amendamente în Parlament. Dacă nu le fac la timp, bineînțeles că va trebui să facem printr-o ordonanță de urgență modificarea ca să ne asigurăm că nu vom avea o altă modificare în anul acesta. Nu de alta, dar nu este în buget. Și atunci am avea o problemă bugetară. Premierul a mai promis că noua lege a salarizării va duce la tăierea sporurilor bugetarilor. Legea salarizării va corecta această problemă. Și atunci când va fi gata legea salarizării, este o lege care se dezbate și acum este la Ministerul Muncii, când va fi legea salarizării, vom avea exact legătura între salariu și venit. Și eu vă spun că vom face și această, vom rupe această parte din salarizare și vom avea venituri legate de performanță, atunci cum avea legea salarizării. Deci, eu repet, scepticismul nostru este justificat de ce s-a întâmplat până acum, dar nu în ceea ce ne privește.